Am găsit dragi prieteni și astăzi la Folclorul sub lupă. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici măcar nu te cunosc. Întâlnirile miraculoase din viața noastră, cum îți poți schimba ele destinul și toate șansele pe care nu le-ai avut până atunci, dar de atunci încolo le vei avea, se pare că le-a avut și invitatul nostru spectaculos, cu prisosință de altfel. Vom vorbi astăzi despre toate acestea și multe alte lucruri cu îndrăgitul, unicul și inconfundabilul Paul Sorogiu Fuego. Bine ai venit! Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul, la mulți ani îți doresc un an plin ani. de reușite, un an mult mai bun ca cel care a trecut. Da în primul rând vreau să spun la mulți ani românilor uh, uh, suntem în perioada în care sărbătorim Crăciunul pe ritualul vechi. Uh, știi că în copilăria mea uh, mergeam la prietenii mei din, uh, din Ucraina care sărbătoresc Crăciunul. Cu mare fast în perioada aceasta și anul nou, pe 12 sau 13 ianuarie. Uh, cel mai frumos Crăciun, de altfel, l-am petrecut în satul Voloca. Uh, din Ucraina, uh, lângă Cernăuți în codri Cosminului, acolo sunt câteva sate cu români adevărați care nu și-au uitat tradițiile, care trăiesc românește, care învață la școli în limba română în toate satele din zona aceea și uh, nu au uitat costumul popular bucovinean și tradițiile de la noi. Adică eu sunt uimit când văd că unii oameni care trăiesc într-o altă lume o altă civilizație, o altă limbă, nu? Pentru că vorbim de Ucraina. Uh, nu și-au uitat rădăcinile și unii dintre noi din țară am uitat faptul că suntem români, că avem tradiții, că avem valori, că avem lucruri pe care chiar nu trebuie să le uităm uh, niciodată. Și atunci, cel mai frumos uh, Crăciun, cea mai frumoasă sărbătoare a mea pe ritualul vechi a fost la Voloca n-am să uit niciodată cum au deschis toți românii porțile larg pe la ora 4 după amiaza până a doua zi și oricine putea să vină la colindat și toți veneau, bineînțeles, îmbrăcați în costume populare. Sunt momente unice, întipărite în memoria mea și chiar nu pot să le uit. Nu mai vorbesc despre Crăciun în Basarabia din perioada aceasta, care este cu totul și cu totul special, plin de bunătăți din punct de vedere culinar. Știți că bucătăria basarabeană este foarte gustoasă și atunci o astfel de sărbătoare în zonele acelea este una specială. Îți sorb poveștile și dăm voie să spun că nici nu ți-am adresat întrebarea despre sărbători pentru că au trecut recent, și ai răspuns pentru că asta ar fi fost prima întrebare pe care aș fi vrut să-ți o pun. Dar pentru că ai amintit de sărbătorii, Paul, aș vrea să ne spui cum erau sărbătorile în copilăria ta. Ha, sărbătorile au fost cam sărăcuțe, să zic așa, pentru că familia mea încerca. Să facă tot posibilul ca eu să mă simt bine. Fiind copil, am fost singur la părinți. Lucrul acesta e un lucru bun și un lucru rău, pentru că nu am avut un frate, o soră, am avut doar prietenii de pe Casa Scării, cum îmi place mie să-i spun. Ei mi erau frații și surorile. Și atunci, crescând, mi-am dat seama și spuneam mamei la telefon că era bine dacă îmi făceai un frate sau o soră Deci practic n-ai fost genul de copil egoist care s-a mulțumit că e singur și că el poate primi totul Ți-ar fi plăcut să nu. împarți copilăria cu un frate nu. sau o soră Nu, cu cât sunt mai mulți frați mai târziu, la maturitate ai un sprijin și poți să te ajuți La mine va fi mai complicat pentru că eu nu am nici foarte multe neamuri din familia Surgiu care mai trăiesc, atenție Fratele mamei a murit acum câțiva ani, bunica are 86 de ani și îi doresc sănătate. sănătate. Mama și în rest rudele, neamurile din partea familiei Surugiu, Surugiu este un nume moldovenesc, vine din zona Botoșaniului, și din păcate nici acolo în Botoșani nu mai sunt foarte mulți Surugii, să zic așa. Și atunci va fi foarte complicat pentru mine la o vârstă. Va trebui să-mi fac prieteni adevărați ca să am cu cine vorbi sau uh, comunica. Pentru că, știi, când îți e mai greu, te adresezi familiei și oamenilor dragi care îți sunt aproape, frați, surori, copii, bunici. Uh, din păcate, surugii sunt cam puțini. Dar uh, eu sunt un om foarte pozitiv, să zic așa. Uh, îmi place să cred că toate sunt venite de undeva și că există un destin pentru fiecare. Dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău că uh, l-am pierdut pe tata foarte devreme, adică la 59 de ani. A fost uh, așa. Totul galopant, să zic așa. În Te exprimai în alte emisiuni, și dăm voie <coughs> să fac o paranteză: <coughs> da. că a fost ca o ruptură, jumătate din sufletul tău a plecat. Da, eu l-am iubit enorm pe tata pentru că tata a fost un om cu totul și cu totul special. A fost un om deștept. Dacă nu știam răspunsul unei întrebări, răspunsul îl găseam la tata. Era un om citit. Era un om care iubea valorile, cultura. Asta mi-a insuflat și mie de copil. Era un mare patriot, uh, îi plăceau uh, poemele românești, uh, îi plăcea mult să citească, m-am învățat în permanență să-mi iubesc țara, adică am crescut în spiritul acesta patriotic. Și asta contează foarte mult pentru un copil. Ce mai fac copii în ziua de astăzi? Intră pe calculator, văd tot felul de prostii, pentru că eu am spus. Internetul este și foarte bun, dar internetul și este foarte... și satana, da. așa-i spun eu, satana. Pentru că trebuie să alegi ce vrei să, să vizualizezi acolo. Și pentru un copil e complicat în ziua de astăzi. Poți să îți schimbi mentalitățile și poți să-ți formezi un anturaj uh, cu lucruri negative în câteva minute. Înțelepciunea și răbdarea le-ai dobândind de la Dumnealui? Da, pentru că e foarte important să știm să iertăm. Mai ales în profesia mea. Un artist și asta le spun tuturor colegilor mei, trebuie să știe că nu e iubit de toată lumea. Tu ți-ai asumat asta când da, te-ai gândit trebuit că o să devii? Să accept ideea aceasta că eu nu sunt iubit de toată lumea. Eu am o nișa mea. Am o parte a publicului român care vine la spectacole să mă vadă care plătește bilet pentru Uh, pentru mine, uh, oameni care vin să-mi asculte muzica, ăștia chiar mă iubesc, știi? Dar nu mă iubește toată lumea, asta ar însemna să fiu un Dumnezeu și nici pe Dumnezeu nu-l iubește toată lumea. Uh, artiștii trebuie să fie conștienți de lucrul acesta. Poate unii dintre ei cred că sunt iubiți de întreaga țară sau nu există așa ceva. Nici noi ca oameni nu suntem la fel. Așa aici. este. Trebuie să știi că ai o parte a publicului care te prețuiește. Și slavă Domnului, mulțumesc divinității că mi-a dat harul acesta de a cânta pentru oameni și să mă bucur de o o parte a publicului care este foarte fidel. Adică eu am un public care chiar mă iubește. Un public care vine să mă vadă, care... Bine, a fost un an dificil anul trecut și îmi doream cât mai repede să treacă din calendarul acesta și dacă mă voi întreba și voi trăi până la 80 de ani, îți voi spune că anul 2020 nu a existat. A fost cel mai greu an, a fost anul în care... Uh, și nu vreau acum să mă plâng, pentru că nu este cazul meu să mă plâng. Eu sunt un artist care a avut evenimente, a cântat la o lume întreagă, a bătut țara asta în lung și în lat, a făcut câte 150.000 de kilometri pe an. Eu am fost omul care așa am fost învățat de familia mea, am știut să-mi pun și deoparte. Nu-i vorba de mine aici și nu vorbesc despre mine, cât mă gândesc la tineri ăștia, că sunt unii foarte talentați, pe care, din păcate, nu-i prea promovăm. Că, știi, românul promovează mai mult non-valoarea decât valoarea, din păcate, asta este da. un păcat al românului dar sunt atâția tineri talentați care cântau la evenimente, la nunți, la petreceri la diferite spectacole prin țară. Și poate existența doar din asta era? Măi, îți dai seama ce au făcut ei anul trecut anul trecut, îți mărturisesc exceptând spectacolele cu Bebe Mihu pe litoral unde eu m-am dus doar de dragul de a urca pe scenă trei zile, pentru că eram după luni de zile în care nu, în care nu cântasem. M-am dus să-mi cânta câte patru piese, trei piese, la un public 90, 80, 100 de oameni cu măști, nici nu le vedeam fețele. Față de spectacolele cu mii de persoane pe puțin la tu care gândește te te că eu am jucat numai la sălile Palatului da. din București și la Chișinău. Vedeam oamenii cum reacționează, se simțeau bine, îi simțeam, le simțeam energia lor pozitivă. Au fost șase spectacole pe litoral, că n-am cântat în mai multe. Astea nu se pun, îți repet. În schimb, am avut două evenimente mari și late tot anul. Am renunțat la turneul meu de colinde, pe care îl fac de 15 ani, în peste 35 de orașe mari ale României, pentru că jucam și matineu de la 5 într-un oraș apropiat, de exemplu jucam Careiu da, cu Satul Mare sau jucam uh, Turda la mine, la teatru cu Clujul da. au fost momente unice pe care nu mi le poate lua nimeni Dar ai simțit că te-au schimbat? Ai intrat într-o stare poate mai posomorâtă? Nu neapărat pentru că eu nu m-am plictisit știi că eu și pictez și atunci lângă dormitorul meu am atelierul de pictură eu în permanență am pictat, am făcut zeci de lucrări am vrut să fac la sfârșitul anului expoziție națională la Cercul Militar aici, dar când am văzut ce restricții sunt, am renunțat și la expoziție. Adică, toate au mers foarte bine din punct de vedere profesional până a venit această dramă planetară și care ne-a schimbat ca oameni. Și mai e un lucru pe care n-am să-l înțeleg niciodată. Era foarte multă lume rea înainte. Oamenii erau unii dintre ei foarte răi, egoiști, invidioși, dușmănoși. Vorbeam cu Adriana Trandafir când a început pandemia și ne gândeam, zic, mă, oamenii vor fi mai buni. Oamenii vor fi mai, mai altfel acum, că uite prin ce greută strece planeta mai asta. Toleranți. Da, mai toleranți. Mai răi sunt oamenii acum mai răi, atâta răutate există, dragii mei, și n-am să înțeleg pentru ce. Nu poți iei locul celuilalt, fiecare are loc în toate domeniile, eu nu vorbesc doar despre artiști. Văd atâta răutate și lucrul acesta se vede acolo unde îți spuneam, pe internet. Oamenii se comportă într-un fel, sunt haotici, trăim o dramă din toate punctele de vedere și toate lucrurile acestea vin de la faptul că unii dintre ei nu mai au servici, unii sunt în șomaj, unor le au murit oamenii dragi. Eu primesc telefoane non-stop și aflu că unii sunt bolnavi în spital cu aparate pe la ATI, unii au murit, au murit atâția doctori, atâtea asistente, atâția oameni din sănătate care au fost spărtași la dramele altora și lor, cum să spun eu, pe ei ar trebui să îi felicităm și să le mulțumim că datorită lor totuși sunt oameni care s-au salvat de acest virus. M mă bucur că eu nu am, am avut probleme de genul acesta pentru că am fost extrem de consecvent. M-am -am interesat la doctorii mei de familie și să știi că de la începutul pandemiei, iau toate vitaminele necesare, îmi spunea doctorul meu de, de familie. Deja de atâtea luni, luând și vitamina D, și calciu, și magneziu, și zinc zilnic, organismul meu este foarte imunizat. Și dacă, Doamne ferește, voi avea vreodată acest virus, o să fac o formă mai ușoară. E foarte important să vă luați aceste vitamine, pentru că, uite, eu nu mi-am făcut vaccinul antigripal. N-am vrut să-mi fac vaccinul anterior, nu l-am făcut niciodată, în schimb, mama și l-a făcut. Dar mama face de 15 ani. Asta spun că urmează anual. Da, eu nu mi-am făcut vaccinul pentru că mi-era frică să nu fac gripă după vaccin, știi? Am, am auzit câteva persoane care au făcut această gripă în ciuda faptului, faptului că s-au vaccinat. vaccinat. Deci, nu știu, draga mea, am senzația că trăim o perioadă îngrozitoare a României. Economia e la pământ, totul merge prost. Știi perioada în care au închis piețele sau nu știu? Da. Mă gândesc la mici întreprinzători, țăranii care veneau cu legume, cu fructe, care trăiau și ei modest, decent. Dar bunica ta, Paul, că asta. spune că trăiește da. și dânsa, ce părere a avut și cum a trecut peste perioada asta, ați protejat-o? Uh, să știi că m-am văzut foarte rar în anul trecut cu familia mea pentru că din ceea ce am citit peste tot și m-am informat, acest virus acționează pentru persoanele vârstnice, în primul rând. Și atunci am spus să-i protejez, să fiu atent. M-am dus de două ore acasă. Mama de obicei stă la mine în zona aceasta, dar în perioada virusului și tot și restricții am trimis-o lângă bunica pentru că ele amândouă sunt persoane vârstnice și am vrut să le protejez cumva. Și am reușit lucrul acesta pentru că ele nu s-au îmbolnăvit. Uh, cele mai mari șanse erau pentru bunei, nu? Pentru părinți. Mama doar ieșea la piață, făcea cumpărăturile zinice în market cu masca, cu dezinfectant, cu tot și venea acasă. Adică nu s-au îmbolnăvit, ceea ce este un extraordinar de mare avantaj pentru noi. Uh, am încercat pe cât se poate să fim consecvenți cu lucrul acesta și să Ținem seama de tot ceea ce ne spun autoritățile competente. Din păcate, se pare că mai avem de așteptat. Aveam spectacolul anul trecut, în martie, programat la Palatul Național, cu 150 de instrumentiști pe scenă, cu orchestra metropolitană, cu corul acustic condusă de maestru Jinga. Domnule, ne-am pregătit, investiție, nu vrei să știi câtă muncă. Ne-au închis, am reprogramat pentru luna iunie. În iunie, ți-aduce aminte, 2020 a fost închisă da. România. Ne-au reprogramat pentru octombrie, în octombrie. Puteam juca, dacă nu mă înșel, cu 300-400 de oameni în sala palatului, care are aproape 4500 de locuri. Nu avem cum să sfert. jucăm pentru că sumele sunt colosale pentru a de oameni Dar de ziua, de ta, pe 20 de ziua mea. Păi două spectacole am avut de ziua mea și încă un spectacol la ploiești. Dar uh, am reprogramat acum spectacolul pentru anul acesta pe 21 mai mare lucru dacă se va ține spectacol pe 21 mai. Să gândim optimist că ai spus mai devreme că ești o persoană pozitivă. Pe sunt ori, pozitivă și sunt persoană, dar nu cred. Că... <laughs> da Și de ziua mea pe 23 august la grădina Herăstrău am zis să fac. A fost un cadou. Crede-mă. Deci dacă îți spun că am venit cu bani de acasă să fac spectacolul. <laughs> <laughs> au fost 500 de persoane. Oricum tu mai plin, faci fapte din asta de voluntariat. Bilet, dar am avut orchestră, lumini, sunet, decor, Cel mai frumos mirie. cadou de ziua ta. Cel zi mai frumos cadou. Făcut. Practic, ce s-a primit pe bilete, s-a plătit și am mai și venit cu bani de acasă. Dar a fost cel mai frumos cadou al meu pentru că îmi doream să cânt. A fost o seară de două ore și jumătate în care oamenii au dansat cu măști în picioare, la distanță de un metru și jumătate, unul față de celălalt. Și am primit, nu-ți exagerez, sute, sute de buchete de flori, sute. Tu înțelegi? Grădina ai făcut. Nu, m-am dus acasă de... și am uh, luat, uh, pentru că uh, eu nu iau apă plată, că am la chestia asta de. zi. Uh, a aduce cineva acasă da, în butoarele aparatul alea acela și ți l m Am, și -am luat trei baxuri de apă plată și am tăiat uh, uh, sticlele de la jumate și mi-am pus toate florile pe, pe terasă. Erau sute de buchete, tu înțelegi? Dom'le, ai o bucurie imensă când știi că publicul vine, că te admiră, că oamenii te iubesc, că apreciază ce faci tu în ani. Uite, anul acesta fac 27 de ani de activitate de profesională. Mulți ani înainte. Dar nu-mi pare bucurii. rău pentru absolut nimic. Tot ceea ce am realizat, am realizat, zic eu, cu decență, fără să-mi fie rușine să mă uit în urmă, să spun, domnule, Nimeni nu e perfect. Așa este. Dar te-a impresionat vreun gest aparte de-a lungul timpului, de la vreo admiratoare sau un admirator? Păi am primit enorm de multe lucruri interesante pe parcursul anilor. Nu știu, am primit pe lângă flori tot felul de mascoțele. Bine, dacă vă spun că la Iași a venit o admiratoare cu oala de sarmale, îți dau un exemplu. <laughs> Și vă spun că nu exagerez cu absolut nimic. La un spectacol, în Moldova venea o doamnă, a murit din păcate, Dumnezeu să o odihnească, venea cu ficele ei și ea îmi făcea doi cozonaci în vatră făcuți. Deci vă spun, 10 ani la rând a venit doamna cu cei doi cozonaci pe care îi împărțeam cu toată echipa, cu cei 20 de oameni din echipă. Și uh, atât era de bun, cozonacul făcea cu nucă, încât cum se apropia venirea către Iași, colegii mei mă întrebau mai vine doamna oare cu mai, vine fete, mai, vin fetele cu doamna să ne mai aducă cu o zona aceea buni. Și, domnule, sunt momente unice. Am primit și un telefon odată, clasic, din acela de cameră, am primit, domne, sunt sute de lucruri interesante pe care le primesc. Și de, de la... la copiii la care tu erai prezent deseori, la da. spectacolele. Uh, pe mine mă iubesc copiii pentru că dacă vin părinții la sala de spectacol, automat îi aduc și pe copii. Și asta este un lucru foarte bun. De ce vă spun? Eu eram copil, o iubeam enorm pe Mihaela Arunceanu și îl iubeam pe Dan Spătaru. Dan Spătaru nu a venit niciodată la turda la teatru, dar Mihaela a cântat joi și sâmbăta sau duminica dimineața a fost uh, ucisă. Deci la trei zile, ultimul spectacol al Mihaelei Runceanu a fost la Turda. Și țin minte că a venit, Turda avea cea mai mare fabrică de globuri din România. Nu lucrau decât pentru export. Și Mihaela Runceanu, înainte de spectacol, a făcut o vizită la fabrica de globuri. Și dacă vă aduceți aminte, discul de la Electrecord, pe care îl păstrez și astăzi. Uh, pentru voi, Mugur Noi, Mihail Arunceanu are o fotografie cu globuri în mână. Ei sunt globurile de la Turda. Este ultimul concert al Mihail Arunceanu, a făcut un spectacol colosal și era cu gura căscată. Și nu venea să cred, Mihail Arunceanu era un profesor de de canto și mama vrea să mă ducă la ea, la clasa ei, la București, la Școala Populară de Artă. Gândește-te că eu aveam 14 ani. Ne-am dus la cabină și urma în toamnă să, să mă duc la ea la clasă. Dar talentul acest artistic de la cine lucrește? De la mama, tine? clar. Pentru că știu că ai mai spus odată și de la mama și la final. fratele mamei. Amândoi au cântat, au avut o formație și cântau pe la Turda, prin județul Cluj, au și participat odată la cântarea României și au și luat premiu. Ce frumos! Uh, dar dânsa și-a dorit să te vadă pe scenă și-a dorit să te vadă Draga mea, am cea mai frumoasă mamă din lume. Chiar este. Mama și telespectatorii se pot bucura de fotografii da, cu dumneavoastră. Mama și se foarte mult cu ea. Mama era atât de frumoasă încât dacă ieșeam cu ea de mână când eram copil, începusem să cresc, aveam vreo 13-14 ani și dacă mergeam până în centrul Turzii, toată lumea întorcea capul după ea și lumea avea senzația că mama este sora, sora. mea, nici într-un caz mama Dar mea. te mândrei copil fiind cu mă ea. Mă mândream și pentru felul că în care se vă prezenta. mărturisesc că uh, șansa asta de a avea o mamă frumoasă Uh, cum să spun, e, e gena care s-a transmis, s-a <laughs> transmis este. mai departe și eu moștenesc chipul mamei și chipul tatălui, dar în special chipul mamei. Acum m-am mai împlinit cu pandemia aceasta pentru că am stat mai mult în casă și am mâncat foarte mult și n-am mai ținut cont de restricții la mâncare. Tu tot timpul spui asta și ești în cea mai bună în, formă. În, în, în luna aceasta până în februarie voi slăbi 10 kg. <laughs> o, să, o să trec din nou pe brânză. Eu te știu mereu așa, mie niciodată nu mi s-a părut invers. că ai depășit limita. Da. Sunt un om mai plinuț pentru că îl moștenesc pe tata. Tata a fost un, un om mai plinuț, așa, și îl moștenesc pe el, moldovean fiind, au mâncat bine, au mâncat sănătos. Organism sănătos, Și atunci, de asta spun că. Mi-e foarte bine așa, și încerc pe cât se poate să fac lucrurile calitativ. Spuneai puțin mai devreme despre viața ta, de modul în care ai fost împlinit și felul în care oamenii s-au bucurat alături de tine. Dar cum arată viața ta personală printre atâtea proiecte? Mai ai timp pentru tine? De fiecare dată există loc pentru oamenii dragi din viața ta. De fiecare dată încerc să fac lucrurile în așa fel încât să existe și timp pentru mine. Gândește-te că am atâția prieteni până în America, toată Europa, Basarabia, care mă sună să mă duc la ei și eu nu am timp și nu, nu am timp să mă duc. A, aș putea să am de acum o viață în care numai să mă duc numai în călătorii, să văd cele mai frumoase zone ale lumii cu prietenii ăștia lângă mine, am atâtea familii. Mă așteaptă, de exemplu, Cornel cu Mara în Germania de șase ani. Cred că una dintre vacanțele superbe le-am avut în Germania. Eu iubesc foarte mult această țară. M-a întrebat cineva dacă ar trebui să te muți, să stai undeva, unde te-ai duce. M-aș duce în Germania. Nu. Știu Dar ți-ai părăsit tu țara să schimbi domiciliul? Nu! M-a întrebat! M-a în da. întrebat cineva. Nu m-aș duce niciodată din România și nu aș părăsi această țară mai ales că eu sunt un mare patriot care și iubește plaiul natal în schimb îi, îi îi încerc pe cât se poate să înțeleg pe românii care au reușit să facă lucrul acesta și slavă Domnului sunt atâția români care muncesc în străinătate și nu vrei să știi cât de dureros poate să fie să muncești într-o altă lume într-o altă civilizație și să știi că te așteaptă acasă oamenii dragi și familie Cred că ăsta este cel mai dureros sentiment, să știi că vine Crăciunul, Paștele, Revelion, ce vrei tu, sărbătorile de peste an, să știi că nu ești acasă lângă ai tăi. Că trebuie să stai în străinătate, să muncești ca un rob pentru, pentru o pâine mai albă. Pe ei îi înțeleg. Unii dintre ei și-au făcut familie acolo și s-au căsătorit cu, uh, cu oameni, oameni de altă da, cetățenie. Și atunci, ei. probabil că... Acum le este mai ușor. Dacă îți faci o familie acolo, dacă ai și copii, îți dai seama că nu mai e bine țară decât în vizită. Dar unii nu au reușit lucrul acesta și au revenit după ani acasă. Eu țin minte, am avut o foarte bună prietenă, Adela, care a murit acum doi, atât cum trei ani. Și avea o fică, are o fică, care e plecată în Canada. Aștepta câte patru ani. Cinci ani să-i vină fica acasă să o vadă. Ultimii ani a trăit doar cu, cu sentimentul dorință. și cu dorința aceasta să o mai văd odată pe fata mea. Era foarte lung drumul din Canada până în București și ea muncea acolo pentru că era tehnician dentar și în străinătate să muncește. Nu hai să dăm, știi? Ca la noi să muncești, superficialitate, în străinătate, sigur. Vreau. Și atunci era foarte greu să ajungă în România și venea o săptămână, o dată la 3-4 ani. Aici, da, putem sublinia un regret și felul în care nu. poate a plecat în a, lumea știi cealaltă, fără să și fără să-și vadă fica. Că... Nici n-a venit la ea la mormântare, că n-a putut. Ca să înțelegi. Ne-am dus noi și. Preotul care a iubit-o enorm pentru că era un om al bisericii și familia lui. Fericirea și iubirea, cred că le întâlnim în viața noastră și în special dragostea este cea care ne aduce bucuria sufletească și cea care ne aduce împreună? Iubești? Dar ce, da ce ne am face fără dragoste și fără iubire? Unii se gândesc la iubire carnală sau la momente de genul acesta. Trebuie să ne gândim la iubirea adevărată. Iubirea ne poate face uneori cei mai fericiți. Să știi că aceste două lucruri, iubirea, dragostea și muzica, arta, în toate formele ei, a schimbat oamenii. Aceste două lucruri au schimbat omenirea. Muzica, iubirea toate aceste lucruri i-au făcut pe oameni mai buni. Nu stai dacă ești tristă. Ești tristă într-o zi, n-ai chef de nimic. Ai senzația că toate uh, lucrurile ți s-au închis. Toate... Nu mai ai sentimente, nu mai ai nimic. Îți vine să nu știu, te uiți la un film. Dar dacă auzi o muzică divină, uiți de absolut toate necazurile tale. Nu ți s-a întâmplat lucrul acesta? Așa Și nu orice muzică, atenție. Astăzi toată lumea cântă. Românul s-a născut artist, poet, interpret. Dar sunt foarte puțini cei aleși, cei care, care, îți, îți, îți cutremură sufletul în momentul în care îi asculți. Mie îmi place cel mai mult muzica instrumentală. Eu dacă am neliniști, dacă am gânduri negative, dacă am lucruri de astea care vin asupra mea, dacă am și eu, că și eu am necazuri, și eu am încă rate la bănci, rate la mașină, datorii, ca orice om. Dar orice da. om, exact, nu este da. un subiect. Dacă îl ascult pe Eugen Doga, eu uit de tot. Cinci ani am spus, maestre, scrieți-mi un cântec. După cinci ani mi-a dăruit lumina mea. Un cântec pe care îl cânt de fiecare dată cu drag, pentru că uh, ți se întâmplă mai rar să-ți trimită Dumnezeu oameni valoroși în cale. Eugen Doga este primii, printre primii cinci compozitori ai planetei, după părerea mea. Uite, vorbeam de întâmplări și din păcate și e român întâlnir, și nu e cunoscut în România. Da, da, tu ai avut ocazia aceasta și spuneam la începutul emisiunii dacă ți-a fost schimbată viața Andrei Ghilimele dă, prin intermediul întâlnirilor miraculoase. Ai putea să-l treci ca omul este miraculos din viața ta? Este Eugen Doga. Am niște imagini colosale, cum cântă cu mine la pian în Palatul Național, mii de oameni și orchestra. Teleradio Moldova, condusă de Gheorghe Mosta, este ultimul meu concert anul trecut, în martie, pe 7 martie, Palatul Național. Știu că l-ai întâlnit și pe Grigore Vieru. Grigore Vieru este parte din mine. Nu aș putea să exist fără poezia acestui mare poet. Grigore Vieru este colosal. Tot timpul lăcrimesc când citesc Grigore Vieru. Atât ai de adevărat și de profund. Cum a scris Grigore Vieru despre părinți, despre mamă, nu cred că va mai scrie cineva vreodată. Deci, Cum știm să nu ratăm astfel de întâlniri providențiale? Uh, o... Au venit, au venit, totul e în destin. Nu eu l-am căutat. Cât mă bucur că spui asta, pentru că nu. se. Nu, nu, nu eu l-am căutat, el m-a sunat. Dar te gândeai, nu știu, una -o, o să ai, astfel Niciodată de... n-am crezut că colabor. mă va suna pe mine Grigore Vieru. Am lansat casa părintească. Culmea, Casa Părintească s-a lansat la Etno TV uh, într-un videoclip pe care, din păcate, nu l-am, dar producătorul tău, Cosmin Man, care este un <fie> profesionist, ar putea să găsească niște imagini acum. Eu vă spun, nu am așa ceva. Este un clip când am lângă, între niște lumânări, cu o pelerină deschisă, albă. Este printre primele mele clipuri. Da. Și n-am să uit, Etno TV era la început. Și Silviu Prigoană, Fiind fondatorul acestei televiziuni, mi-a dat prima dată clipul. Se dădea de 10 ori pe zi la Ethno TV. Să știi că noi îl avem și în server, și în perioada sărbătorilor, oricum era. Difuzat. Și vreau să spun un lucru: că eu am lansat televiziunea Ethno TV printr-o emisiune pe care o difuza Ethno TV vara de pe insula pe Ovidiu, pe litoral. Nu mai cunosc, nu mai sunt astfel de imagini, nu știu dacă voi mai aveți imaginile, deși avem, ar fi avem, trebuit avem. să le aveți. Domnule, n-am spus niciodată asta, uite, am fost de atâtea ori la voi, niciodată n-am povestit că eu am fost printre primii oameni care au avut emisiuni la Etno TV. Silviu prețuindu-mă foarte mult, eram prieten foarte bun cu el, cu oamenii lui, păi da, fă o emisiune, mă, și cheam artiști de populară, uite, în aer, liber, nu știu ce. Și prima mea artistă invitată pe insula Ovidiu a fost Elena Roiz, în Dumnezeu să o odihnească, pentru că era din Constanța și nu aveam pe cine să chem. Și artiștii nu veneau pentru că trebuiau să vină cu o barcă. Ca să ajungă pe, Ca insula. Să ajungă pe insulă Să da. Irina După Login, așa am, am cunoscut-o pe Irina Login. Am chemat-o pe insula Ovidiu, pe Irina Login la Edno TV, voi înțelegeți, nu cântam cu ea. Nu era nimic, nu era proiect, mama și fiul nu era. Irina Login e foarte curajoasă i a venit pe bărcuț, o vai ce frumos, e aici, am cântat și de acolo s-a legat o prietenie până astăzi fenomenală. Deci uite că am niște amintiri cu voi, cu, cu, cu televiziunea aceasta, să mă înțelegi. Și lucrurile astea nu ai cum să le uiți. De la emisiile alea pe Edno TV, videoclipul care l-a dat Etno TV Casa Părintească, așa a ajuns cunoscut acest cântec. Mi l-a dăruit Mihai Ciobanu, el a scris muzica, versurile erau scrise de Grigore Vieru. Probabil, și nu probabil așa e, Grigore Vieru a urmărit acest videoclip și m-a sunat și a spus, Domnul Surugiu, nu v-am sunat ca să cer ceva, v-am sunat ca să vă dăruiesc niște versuri. Așa a început relația mea de colaborare cu acest părinte spiritual Grigore Vieru, care mai târziu mi-a scris atâtea versuri frumoase. Uh, și dacă m-ai întrebat care e cel mai frumos cântec, ți-aș spune, ți-am adus un măr, pentru că sunt printre ultimele versuri pe care mi le-a scris. Ți-am adus un măr, e de la noi de acasă, ți-am adus un măr, să fii și mai frumoasă. Ți-am adus un măr, să-l duci frumos la gură, ți-am adus un măr, e mărul din scriptură. Este genial Grigore Vieru Asta da întâlnire miraculoasă Vreau să-ți mai spun un lucru care e foarte important Și poate găsiți voi imaginele de data asta Pe YouTube Anul trecut Chiar de sărbători Acum câteva, câteva Săptămâni înainte de Crăciun Mă sună Andrei Păunescu Fiul marelui Colosalului poet Adrian, Adrian. Păunescu Mi-a spus Paul Vreau să-ți fac o surpriză Ce surpriză? îți trimit un link de YouTube și îmi trimite linkul. Era debutul meu în emisiunea lui Adrian Păunescu la 22 de ani. Măi, nimic nu e întâmplător. Deci, nu știu, că vorbeam de destin. Acolo se omagia personalitatea marilor Ion și Doinaldea Teodorovici. Eu îmi doream foarte mult, fiind copil, și băteam drumurile Cluj, Turda, București, amărât, n-aveam bani, nu vrei să știi cum eram. Și veneam la București și dădeam telefoane de la cabinele telefonice la realizatori, să mai mă bage pe radio, pe televiziune, să cânt. Eu vreau să mă lansez, să mă afirm, dar eram... Paul, dacă e frumos vorbești cu câtă sinceritate mărturisești, știi, sunt artiști care poate și ascund latura Fii asta. Fii atentă. Că asta e foarte important ce spun acum. Și am sunat la telefon la Adrian Păunescu, am găsit telefonul în carte de telefoane și mi-a răspuns Andrei. Și am spus, Andrei, eu sunt Paul Ciprian, sunt Ciprian Surgiu. Nu eram Paul. Toată lumea îmi spunea Ciprian, pe mine mă cheamă Ciprian. Tată, zic, uite, tatăl tău are o emisiune de televiziune și aș vrea să mă primești doar ca să cânt un cântec măi băiatule, dar zice, noi avem oamenii noștri în cenaclu cu nu știu ce și trebuie să te ascult cântând, să văd cum când și știi ce i-am spus? Că e și el a povestit asta. Dacă mă chemi și mă asculți, o să vezi tu ce talentat sunt eu. Adică credeam în forțele mele, în... în cum să spun, în vocea mea, care, atenție, nu era o voce lucrată, eram fraged încă, înțelegi, era perioada când lucram și cu George Grigoriu, lecțiile de canto, domnule, și m-a primit acasă la ei. M-am dus acolo și am intrat într-un birou și Andrei și-a luat chitara și ce știi să cânți? Nu știu, cânt, ce vrei tu? Și zice, păi noi avem săptămâna viitoare o emisiune în care îi omagiem pe Marii, Ion și doi în deată. Știu să cânt Eminescu. Eminescu să ne judece. Și am început să cânt Eminescu. Da. Și cântam cu foc și patos. Și când cântam mai bine acolo. Apare Adrian Păunescu în birou. Mi s-a oprit respirația. Mi s-a pus un nod în gât aici. Și Andrei spune, tată, e un tânăr foarte talentat, e de la tur, dar e din Ardeal, să-l să punem săptămâna aceasta să cânte, uite, Eminescu, foarte bună, foarte bună idee, lansăm un talent în memoria lui Ion și de al Asta au fost cuvintele pe care ți le-a spus atunci în Da, da p atunci m-au ascultat, ei nu mă știau pe mine. Și m-am dus la emisiune, cine era invitat în platou, lângă marele Adrian Păunescu. Mirabela Dauer, Grigore Vieru și Gheorghe Zamfir. Urmăriți imaginile astea. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Eminescu. Foarte frumoasă. voce. Nu? Frumoasă voce. Super. Super. Iată, Gheorghe Zanfir zice, superb. E cel mai emoționant moment care l-am trăit în materie de muzică ușoară în ultimii ani, prin vocea acestui terenș. Vreau să-ți mulțumim pentru acest dar, Paul, și imaginile de care ne-am bucurat, Hai, atât eu uh, cât și telespectatorii, dar te consider Cum să știu eu Wuhan, că... că voi lucra cu Grigore Vieru mai târziu, peste ani? Grigore Vieru, nu cred că și-a adus aminte acest moment după că m-am întâlnit eu cu el. Că au trecut niște ani, eu m-am maturizat din punct de vedere profesional. Cum să știu eu că voi avea o relație atât de frumoasă și prietena mea, Mirabela, da, tu, după ani, mă, tu înțelegi? Mirabela și-a adus aminte, în schimb. I-am trimis link ce, vai, nu pot să cred, mi-a venit să plâng. Păi zic, mă, uite câți ani sunt de atunci și cât eram eu de frage, de mic, de nu eram un profesionist, eram la început. Da, dar carierei. aveai convingerea asta, erai sigur pe talentul tău cumva. Vezi, contează mult dorința ca să se materializeze, să ai și încredere în tine. Cui ar trebui, în opinia ta, să fie uh, un artist recunoscător uh, pentru succesul său? Eu cred că profesia asta, în primul rând, o faci tu cu ideile tale, cu pornirile tale, un artist trebuie să știe să aleagă ce e bine și ce nu pentru el. Totdeauna mi-a plăcut să aleg și totdeauna mi-a plăcut să fac lucrurile la nivel profesional. Ai avut și dezamăgiri în urma foarte alegerilor? Multe, foarte multe, foarte multe dezamăgiri. dezamăgiri. Foarte multe dezamăgiri. Dar până la urmă nu-mi pare rău. Este viața mea profesională, cu bune, cu rele, pentru că nu suntem perfecți... Poate că uneori n-am cântat ce trebuie, poate că... Dar sigur vă spun că din cele 700 de cântece pe care le-am în repertoriu, eu lunar scot două piese. Deci eu am în repertoriu și atâta mi-e de greu când mă duc undeva că trebuie să aleg o oră de spectacol și nu știu ce să, să știi sucând. ce piese să deci sunt, sunt foarte multe cântece și țin foarte mult la ele. Dar cred că cariera unui artist Artistul își face cariera cu mâna lui. E foarte important ce spui, cum te exprimi, ce vorbești, pentru că cuvintele tale pot fi reinterpretate. E foarte important cum te prezinți în fața publicului, cât ești de elegant în fața publicului. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu așa, să cânt și să plec. Mi-a plăcut să am o vestimentație pe care nu are nimeni. Să fiu eu. De aceea am și colaborat cu cei mai mari creatori. De la Doina Levința, Alexandru Ciucu, Maria Miu. Maria Miu este ceva cel mai mare creator de costume de film în momentul ăsta și teatru. Domnul este atât de spectaculoasă. Ținutele Mariei Miu din cadrul finalelor de concerte la mine nu există. Asta e și vrut unicitate, practic. Pe asta mi-am dorit. Și a fost și controversă pe partea asta. E foarte bine. E ff. foarte bine. Și reclama negativă este o reclamă. Dar de unde crezi că vine ea? Și de, de ce de nu? De la niște internauți care n-au ce face. <laughs> și stau în fața unui calculator și se ascund și scriu. E foarte ușor. Dar faceți ceva concret, asta e mai greu. Dragilor, cu cât treceți prin viață și veți îmbătrâni, că o să spuneți că scriau internauții că eu. Uh, am un public bătrânit. Și vreau să le spun acestor oameni că trecând prin viață se vor maturiza și vor asculta tot muzica părinților lor. Tot pe Gica Petrescu să-l ascultați la final. Da. Tot, tot Maria Tănase, tot Maria Lătărețu. Stați de niște și pe Dan Spătaru. Dar uite, eu pot să contez răspunsul, că eu veneam la Constanța, la spectacolele tale, când eram copil, nu de desparte, o vârstă extraordinară. <coughs> eu am toate de mare, Dar mi-am tale, da. mi-am costumele albe, albastre da. și mergeam de sărbători, uh -huh. că se făcea spectacolul acela în orășelul copilor, unde fuego era da. nelipsit. Da. Și mama tot timpul, mergi lângă scenă să-l vezi și nu vine să crezi că și cu mine, bineînțeles. Doamne, era perioada, și toată lumea ta, și cu părul cu despre care l avei brunet, la partea asta chiar ai, ți -ai dobândit, adică nu ai dobândit, ai genele acestea și fizionomia de la mama ta pentru că acum uitându-mă la poze și făcând o comparație mi-aduc aminte de foică pe care eu l-am cunoscut da. și cel care venea era nelipsit Te la spectacolele mea. astea și uite că eram copii nu vorbim de, asta de vârsta respectabilă De am spus la începutul emisiunii da. dragi artiști, că nu toată lumea ne iubește există și contestatari și e foarte bine că e așa Bine, e un număr mic, nu fi atât de modest nu, pentru corect, că tu la spectacole da, te așteaptă dar, oamenii până toată intri. lumea te poate iubi, Bineînțeles. draga mea. Nu, ci eu sunt conștient de lucrul acesta. Împodobește mamă, Bradul, a făcut atâta controversă <laughs> și mi-a adus atâta... Până la urmă, uh, bă, internauții, pur și simplu, unii își băteau joc de persoana mea, unii făceau ironii fine, superbe, la care râdeam și eu. <laughs> Nu. Ai știu să faci caz de da, lucrurile. Și uh, lucrul acesta uh, a fost către tineri, bă, să ascultăm ce cântă omul ăsta și au aflat că eu nu sunt și nu mă limitez doar la împodobește, m-am văbrat, uite, mă uitam aici și redeam acum, doamne, asta e super tare. Da, dar pe tine astea te-au ambiționat, practic, au, ai trecut la un alt nivel mai bun, mai sus pe internet și profesional am văzut vorbind, ai avut, pe Ia, internet chiar te rugăm văzut, să ne arăți. să, să o vezi. nu știu, e complicat, dar nu știu cum să vă arăt. Cum să vă arăt. Găsim Ca să vedeți ce le-o dat prin cap. Dacă... Vă rog, mai aproape putem da? O, Doamne! Mai putem parte... da mai aproape? Da, 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 ne ajută colegii noștri. Da, acum. eu am o ținută făcută de ciucu extraordinară, țin foarte mult la ea. Eu și Regina Angliei și ce scria sărbători fericite. În acest -a Băi, când asta a fost fotografic? atât de bună A fost atât de bună Că și ea are pălărie da, Și da. ea are pălărie și eu am pălărie Pălăria ei cu flori Paul, dar dacă stau să mă gândesc Mai îmi asociere... trebuia și mie un buchet de flori Asocierea e una din altă ținută Deci în ciuda faptului că s-au făcut două paralele Culorile sunt... Acelea și aceleași, da, sau, sau faza aia cu Tom și Jerry, când răspunde Tom la telefon pisica și spune că uh, nare are cineva să fie să-mi podobească bradu că mie milenie. <laughs> sau... Și Paul e <laughs> în partea și nu-mi podobește. Da, chemați-l pe Fuego să-mi podobească bradu. Înseamnă da. să ai o inteligență și să fii abstract da. în, în, în deciziile astea, în, în comentariile pe care oamenii le fac și de bun gust și de. Draga gust. mea, uh, publicul este unul împărțit. Din păcate, nu mai trăim perioada aceea tinereților noastre când eram copii, când publicul își respecta artistul. Publicul în perioada aia când noi eram copii, publicul își diviniza artistul. Exista un respect pentru Angela Similia, Cornel Constantiniu, Margareta Păslaru, Domnule, artiștii Aurelian ăștia Aurelian Andres Oamenii ăștia chiar s-au bucurat de respectul publicului Și dacă stau să mă gândesc Și publicul venea într-o ținută anume La un astfel de Domnule, publicul se pregătea Oamenii cu o săptămână înainte Își cumpărau lucruri elegante Se parfumau, se aranjau Veneau într-o sală de spectacol Artiștii apăreau pe scenă Emblematic Își luau cele mai frumoase vestimentații Astăzi artistul e artist dacă vine niște blugi rupți. Și dacă se poate ieși cu niște murdar tot și cu... Astea sunt astăzi valorile, draga mea. Cum să apar pe scenă ca și cum aș fi pe stradă. Pe stradă sunt și eu, cum zice, casual sau cum, da. mă îmbrac. <laughs> păi mă îmbrac, uite, și asta e faină. Aici am venit la o discuție la cafea, nu sunt pe scenă scenă. 27 de ani de activitate profesională am. Eu am fost artist. Am avut haine de scenă ținute, vestimentație, mi-am dorit să apar în fața oamenilor elegant, rafinat, ca la revistă. N-ai confundat ca niciodată n-am confundat strada cu scena. Cum să poate? Vă dați seama ce trăim noi, dragi telespectatori? Nu, este o dramă ceea ce se întâmplă în arta noastră românească. Și atunci, privind în urmă, la marii noștri artiști, la generația de aur, de interpreți, și mă gândeam că îi vedeam acolo ca pe niște statui, ca pe niște eroi naționali când apărea Dumnezeu să-l odihnească Constantin drăghit și cânta cântecul cu a căzut o frunză în calea ta, Doamne, într-un costum superb, oameni în sala de spectacol cu, cu papioane, cu... Dom'le, era altfel viață, și că tot timpul am vrut să mă nasc în perioada interbelică. Pentru că perioada interbelică este cea mai frumoasă perioada a României. Oamenii erau altfel, erau eleganți. Erau... Charm, -tinețe. Da, măi. Deci, în perioada aia și vârtiosă că tot vorbeam de dezamăgirile personale, aș vrea să te... Uh, profesional, aș vrea să te întreb de cele personale. Ai uh -huh. fost vreodată trădat în dragoste, Paul? În dragoste? Iubita mea, când vorbești de dragoste, Nicio <laughs> <laughs> uh, niciodată nu mă sună regina. trei, trei concert. Mă sună Regina Angliei. E <laughs> 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 ok, mă, mă sună Regina Angliei, trebuie să-i spun că am imitat că m-am îmbrăcat Mă scuzați. Alo? Bună ziua, bună ziua. Stimată doamnă, vă mulțumesc. Acum sunt într-o imprimare. Vă mulțumesc frumos pentru telefon. Da, oamenii sunt drăguți, primesc și telefoane de la oameni care mă felicită. că le place emisiunea da. Folclorul da. Folclorul. Uh, Referitor la dragoste, că n-am uitat, că chiar atunci a sunat telefonul. Uh, nu am vorbit niciodată despre lucrurile personale, despre lucrurile intime, pentru că am considerat că publicul meu nu își dorește asta. Publicul meu vrea să mă vadă pe mine ca artist. Și atunci întrebările de genul acesta nu și-au rostul în, în, cariera mea. Astea sunt lucruri care țin de intimitatea ta. Cum te-aș întreba eu pe tine acum sau pe băiatul de la cameră ce a făcut voi azi noapte? Nu interesează pe nimeni lucrul ăsta. Așa cred și asta este conduita mea contează ce las în urma ta ca artist. Lucruri despre cum era omul ăla, ce-a făcut omul la cu cine s o căsătorit, cât copii are, cât... Astea nu vor rămâne crede. În final, pentru un artist care și-a făcut profesia cu consecvență și cu dăruire, eu cred că rămâne arta lui. Așa cum eu când mă gândesc acum, nu știu, Ioana Radu. Mă gândesc eu ce-a făcut Ioana Radu în viața ei. Nu, mă gândesc ce lasă. Ce-a lăsat Ioana Radu în urma ei? Există o altă voce după Ioana Radu care să fi cântat romanța cum a cântat -o Ioana Radu? Un gen uitat, părăsit și-o felicit pe Alina Mavrodin. Că Am înțeles că Etno TV anul trecut a difuzat da. festivalul Crizantema de Aur și vă felicit că ați preluat voi festivalul. Păi Alina Mavrodin este o luptătoare. Mă. Alina Mavrodin este o eroină națională, mă. Cine mai ascultă romanța dacă ea nu este promovată, dacă nu, ea nu e difuzată? Păi romanța e în patrimoniu na național, mă, UNESCO. Până la folclor, că și la folclor sunt multe de spus. Vin unii, își pun mâna în șol și cântă folclor și sunt mari artiști, nu este așa, dragii mei? Folclorul se face cu simț de răspundere. A, că cochetezi cu muzica populară, că muzica populară e una folkorial. și folclor e altceva. Da. Credeți că costumele astea populare, unele pe care le purtați, nu sunt în primul rând autentice. Maria Butaciu există, există, mai există așa ceva, vă rog frumos. Maria Butaciu nu a abdicat niciodată de la costumul popular. A fost emblemă a avut coloană până la pantofii pe care îi purta în picioare. Totul a fost autentic. Am iubit-o enorm. Maria Butaciu are sute de costume populare. Am și vorbit cu fica ei să realizăm o expoziție cu costumele acestei colosale artiste. Maria Butaciu. Și când spun Maria Butaciu, Spun firule mai fir de iarbă. Spun povestea puiului de cerb pe care mi-o cânta mama când eram copil. Tu ai crescut cu asta. Și mai Paul. spun bade pălărie nouă. No. Sau ce ploaie vine de la Cluj. Domnule, Maria Butaci a fost unică. Și m-am bucurat că m-am simțit protejat în ultimii ani, mă sunat tot timpul. O bună prietenă și am iubit-o enorm. Am iubit-o pentru pentru tot ceea ce înseamnă ea în cântecul nostru Transilvania. Cât de emoționat e și cum vorbești da. de... Iar a doua artistă, căreia eu nu am ce să-i reproșez din punct de vedere autenticitate este doamna Sofia Vicoveanca. Este stânca Bucovinei. Bucovine. Da. La Vicov, satul în care s-a născut, în Casa Părintească, Sofia Vicoveanca a făcut un muzeu cu toate costumele populare și cu toate momentele importante ale carierei ei. Sofia Vicoveanca este singura artistă care în ultimii 20 de ani, pe 23 august dimineața, mă sună să-mi spună la mulți ani: de 20 de ani. Și tot timpul plâng, pentru că niciodată nu uită. Este... nu am cuvinte. Dacă vreau să trăiesc un moment remarcabil al României mari, o privesc pe Sofia Vicoveanca pe YouTube. Prima e apariție pe scena Palatului Național de la Chișinău, când urcă pe scenă Grigore Vieru în Chișinău, prima artistă care a trecut prutul și care a cântat cu orchestra lăutarii a fost Sofia Vicoveanca. Acolo sunt în spectacolul acela niște momente de o trăire pe care nu pot să mi le descriu. Fiecare păr, fiecare bucățica ființei mele trăiește în momentul în care o vede pe Sofia Vicoveanca pe scena Palatului Național pentru prima dată la Chișinău, alături de frații noștri basarabeni. Dar în generațiile de astăzi, crezi că mai există emoția asta și um, gândirea aceasta și modul în care artiștii se prezintă și felul în care noi putem dobândi de la ei anumite caracteristici? Da, noi avem posibilitatea să învățăm de la acești mari artiști, de la conduită până la repertoriu, care e foarte important. Păi, astăzi se cântă punând accentele greșit în cântec. Nu se cântă corect în limba română. Păi am uitat să ne exprimăm corect în limba română și pot să dau mii de exemple. Ascultați și vedeți și dumneavoastră cum se cântă. Uite, un munte de autenticitate a fost Achimnica. Când îl ascult pe Achim Nica, cresc brazii în munții noștri apuseni mult mai repede. A fost atât de modest și totodată atât de autentic acest mare artist. Și ca să încununez, dacă vreți, o pleadă de artiști pe care îi îndrăgesc, Aș mai spune-o pe Ana Pacatiuș. Da, și profesor, și textier. Amintesc deseori da. artiștii care vin în platourile emisiunilor da. de televiziune aici da. la Edno TV despre dânsa. Ana Pacatiuș este o mare Endrema. valoare a acestei țări și îi doresc sănătate și îi mulțumesc pentru că a venit la mine la emisiune. Doar știi că prezint o emisiune la televiziunea română. E o emisiune de divertisment de calitate, dar acolo, în, în platoul acela. Au venit cei mai mari artiști ai României. Apropo de asta, dincolo de partea artistică. Da. De... Vreau să-i mulțumesc doamnei Iana Pacatiuș pentru că mi-a oferit un cântec din repertoriul ei pe care eu l-am reorchestrat, l-am făcut în stilul muzicii ușoare. Uh, și îi mulțumesc pentru că mi-a dat voie să interpretez acest cântec. Ești un om intelectual și un om uh, cu care nu te plictisești să vorbești și de la care chiar ai ce să înveți, pentru că ne despart niște ani iar eu am simțit de fiecare dată o onoare și o bucurie când te-am revăzut, Paul dar aș vrea să te întreb ce crezi tu că ne strică pe noi ca nație? Educația asta Aici o să ia mama televizor în brațe și o să spună cum a spus, să da. e foarte adevărat. Din păcate nu suntem educați. Nu știm să prețuim frumosul. Nu știm să prețuim valorile. Nu vorbim despre ele. Valorile sunt pe dos astăzi în România. Cineva... Când ai plâns ultima dată și de Da, ce? eu plâng tot timpul. <laughs> mă întreb când am plâns și mai devreme, ultima dată am plâns acum 10 minute dacă citesc o carte bună, plâng dacă văd un film bun, plâng de ce să nu-mi las sentimentele să se desfășoare în voie nu? eu plâng dacă e ceva, plâng dacă văd că cineva îmi recită un vers, plâng de Crăciun au venit niște colindători la mine la poartă și i-am chemat în o gradă și eram cu oamenii mei dragi Acolo și mi-au colindat și au colindat. Nu, și un colind foarte vechi. Și au venit cu chitară, cu vioară, cu. și eu m-am apucat de plâns. Adică, de... -am, de plâns. Am, am, am simțit că acei colindători depun un efort pentru mine și au făcut tot posibilul ca eu să, ca eu să primesc colinda lor. Și atunci, cred că bucurie mai mare nu există în momentul în care trăiești prin chestia asta, nu mai contează nimic, nu mai contează problemele tale, nu mai contează grijile, necazurile tale. În momentul ăsta e un, un, moment simplu, un moment poate pentru unii banal, dar pentru mine a fost un moment colosal, pentru că am simțit mesajul acelor oameni transmis de ei. Plâng și dacă sunt pe stradă și vine o doamnă sau un domn și îmi strânge mâna și spune, domnul, surugiu, ce bucurie să văd. Eu sunt emoționat. Oricum, oamenii au o atitudine aparte față de tine. Eu am văzut asta da. și la spectacole când le-am prezentat și. Da, oamenii îmi vorbesc foarte frumos. Sunt și oameni care nu vorbesc frumos. <laughs> Vă repet, totul merge pe ideea că nu toată lumea te iubește. Și eu știu și eu care sunt oamenii aceia dacă mă duc într-un market. Da, emotivitatea. Dacă aceasta mă duc într-un market, mă duc la cumpărături <laughs> și văd un el și o ea care poate nu mă plac. Îi văd după reacție. Încep și vorbesc, șușotez, nu știu ce. Păi și că Eu mă duc la că... ei. Tu te duci? Da, ce faceți, dragilor? Vă doresc o zi frumoasă. Rămân șocați. Doamne, dar vorbiți cu noi? Dar cine sunt eu? Sunt la fel ca și voi. Vorbiți cu noi? Am zis că dumneavoastră sunteți așa vedetă că nici nu e băgați în seamă. Vai, doamnă, și-am făcut și selfie eticheta? împreună cu ei. Am făcut și selfie. Oamenii pun etichete. Da, păcat, da. păcat, păcat, păcat. Pentru că uh, pe un artist nu, nu puteți să-l cunoașteți doar prin, 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 prin simpla lui apariție pe scenă. E foarte important să-l cunoașteți și în viața reală. Am întâlnit foarte mulți oameni care nu mă ascultau. Știi, și după ce, am, după ce am avut întâlnirea cu ei, ei îmi trimiteau pe telefon linkuri, vai ce faină e piesa asta. E foarte important să-i ascultăm pe toți artiștii și să alegem ce este bun, bun. de și la ei. Se e foarte important lucrul acesta. Și slavă Domnului! România are atâți artiști valoroși. Eu am dat doar câteva exemple, dar e plină țara asta de, de valori. Bine, n-am spus că cei muzică ușoară și puteam aici să spun, mama mea adoptivă Irina Loghin, care este specială, Mirabela, Corina, b b Cornel Constantiniu, care îi doresc sănătate și care, cum să spun eu, pentru mine când eram copil, Cornel Constantiniu era un munte, așa, mă uitam la el și cânta Eu sunt un trubadur. Și eu mă vedeam eu Cornel Constantiniu și am să uit cum luam bătătorul de usturoi, era bătătorul la de lemn unde făcea mama usturoi acasă. Și bătătorul era formă de microfon. <gântu -i> și îl foloseam limitat. Legam ață, lungă și cântam în fața oglinzii și eram Cornel Constanținiu. Și cântam eu când eu sunt, eu sunt un trubadur și vin cu flori de vis în calea ta. Mă însoțește doar chitara mea în dialog cu inima. Eu sunt... Băi, știu tot repertorul lui în Constantin. Dar aveai și imaginație, Paul, încă de copil. <laughs> îți făceai scena ta proprie în casă. Bă, dar ce frumos să-ți faci scena ta. Da. Să-ți faci universul tău. Mă sună Regina Angliei, mă scuzați. <laughs> să să-ți faci universul tău. Asta este extraordinar. În final, pentru că știu că deja am ajuns aproape de final, îți spune în cască Cosmin Man, vreau să-ți spun... Acum mi-a zis odată cu tine. Că nu-mi pare rău de absolut nimic. Fiecare moment al vieții mele a venit atunci când trebuia. Proiectul Mama și fiu cu doamna Irina, păi n-am văzut toată planeta. N-am văzut Australia, China și Japonia. În rest am văzut aproape tot. Am cântat 15 ani la toate comunitățile de români din lumea asta mare. Am dormit cu doamna Irina și în fân, am cântat și pe tractor, pe cambuză, cum îi zice în ardeal. Am cântat nu numai noi știm unde n-am cântat. Unii erau mai amărâți și ne chemau pe câmp, unii erau, ne cântam pe marile scene din lume. Domnule, am învățat în profesia mea și binele și răul. Nu-mi pare rău de absolut niciun moment al existenței mele. Sunt un artist fericit. Numai noi, dragi români, trebuie să ne schimbăm. Nu va mai fi viața așa cum a fost până acum nu vor mai fi sălile cum era odată, va fi foarte greu până se va reveni la normal. Vor mai dura niște ani buni ca să mai realizăm concertele de altă dată. Dar cu bucuria de a vă revedea și pe tine vreau să-ți mulțumesc, draga mea, că m-ai invitat și mi-am adus aminte de, de, momente frumoase ale existenței. Eu îți mulțumesc mele. că ai acceptat invitația și nu îți dai seama ce bucurie mai mi cu mie și cu siguranță telespectatorilor. Vreau să te mai întreb dacă ar fi să pui un titlu vieții tale de până acum, care ar fi acela? <laughs> un titlu? Păi titlul este uh, cântecul pe care mi l-a scris Eugen Doga și cred că Lumina mea. În lumina mea, dar nu neapărat că lumina mea, cât uh, uh, cred că eu sunt o lacrimă de cântec. Ăsta ar fi titlul meu. Fuego, o lacrimă de cântec. Putem să prelungim emisiunea? Da. A fost de poveste Într-o lacrimă poți aduna enorm de multe sentimente într-o lacrimă în cap foarte multe sentimente. Apropo de lacrimă, să știi că am, am avut o ediție cu domnul Simeon Pop Vai, ce, și ce, spunea, ce știi cum Minunat. suntem noi la vinea? Noi ne transformăm. Dacă pui lacrima în ocean, te faci ocean. Și te apropo de asta, și în mare final, adevăr. ce mi-a zis Angela Similea acum 15 ani, eram pe aeroport în Tel Aviv. Eu cântam la festivalul Romaniada și dânsa cânta la celălalt festival Romania, dacă sunt două festivaluri în Israel cu același nume erau în aceeași în, în aceeași perioadă erau aceste festivaluri și Angela mi-a spus așa Paul, noi suntem artiști. vorbea despre artiști nu despre mine și ea artiști în general noi suntem niște trandafiri de bacara în perioada asta, în care e atâta ură, invidie, dușmănie, non-valori. Artiștii sunt niște trandafiri de bacara. Și eu nu am înțeles de ce mi-a spus dânsa lucrul acesta. Mă gândeam că suntem niște flori, na, da? Când am ajuns acasă, m-am uitat pe internet la trandafirii de bacara, care, dragi telespectatori, trăiesc în mâl, în nămol, în mlaștină, în mizerie. Încercăm pe cât se poate cu atâta răutate, cu atâta ură, cu atâta dușmănie, invidie să mergem mai departe cu fruntea sus și aici mă refer la toți colegii mei artiștii care cântă și se dăruiesc pe altarul muzicii românești să fiți, dragii mei colegi, să fiți demni Frumoși ca niște trandafir de bacara.